Ne luăm mandat, ne începe pe circ. Nu ia acum, după ce s-a închis dosarul și ne mută la Rafa. Ne bagă pe toți patru într-o cameră. Pe mine, pe Crizatul și slugile, Clejeanu și Cubiți. Seara sună Mircea. Îi dăduse lui sluga de Costeluș 10 telefoane să îi le aducă. Costeluș ce a făcut? Le-a vândut pe circă pe 19. Ce ne spune Costeluș? Să moră să facă dacă nu mi l-a luat comandantul. Moră fi mea, nici dacă avea curaj comandantul ăla să îi le ia. Ai înțeles? Da. Acum ce spune Mirci? Dă-mi pe piticul la telefon. Să moară fita dacă ești mâine nici tu nici Crizatul afară. Că să moară fisa dacă nu le iau la burcan. Acum eu îi spun să te pup la coaie. E cu mine în dosar. Și dacă mă nimerește un burcan, nu mă supăr. N-am cum să nu ies eu cu el afară. Că vede urât. Mircea, de rușine ce faci? Să moară copilul meu nici dacă a mai venit la gard. Vine de cât vali cu buzecic. Vă mulțumesc la toți. Ca să nu mă mai întrerup în discuție, vă mulțumesc la sfârșit. Prinții te pup dulce. Vine buzețică cu vali acolo și îi spune, bă, de timpul la mea ai făcut urât cu tare, ce zici? Plecăm la cameră, seara, sună vali cu Mircea. Dai el pe biță. Și vă te mult. Salam, te pup. Ia vezi, mă, ce Păi, mă, bă, la jos. Fii atent aici. Seara. Fă cum primul, nu-i. De chi? Ce vrea, mă, știi? Vezi, mă. Îl pune să-l taie pe biță mâncava și pula voastră. Costeluș, nici una, nici două, caută cu biță, scoate briceagul. Să pune Crizatul în fața lui, eu stăteam în pat, râdeam să moară cel mai scump dacă vă mint. Ce face sluga de biță de nervi? Să duce și sparge oglinda la baie? De nervi, fata, dă cu pumn, știi? Păi mă iau ușa și rupe ușa. Te pup să străiască familia. Vă pup pe toți. Se duce și rupe ușa, mâncați-i și pulat. Acum ce-i spune Crizatul? Stai bă aici că nu se întâmplă nimic, acutare, cutare. Dimineața ne inundăm. Ne inundăm cu apă. Acum să te zice cu biță cu Crizatul, strângeau apa. Mă trezesc, m-am dat și eu jos, era normal. Costeluș dormea. Băi, ia mă scoală-te în pula mea, treci și scoate apa în pula mea, scot eu apă. Geanta lui era plină de apă. Bă, pula mea, mă trezești. Treci, mă, și dă-te în bani și vorbesc pură să moară fii, mi-am dus să-l spargă. S-a băgat Crizat, s-a băgat biță, toate bune și frumoase. Până la sfârșit. L-am lăsat în pace. Nu știam cum ne face lumea manegră. Că nu le-a convenit la mulți mieteri când am ajuns la Rahova. Și nu știam că ne aruncă la mărgine. La mărgine. Plecăm la mărgine. Eu aveam două telefoane. Mersi să rămână la familie. Telefon. Pe mine mă prinde cu telefoanele. Lui Costeluș, nu Ilie, atenție cu el, întrebuci. Când ajungem acolo, ne bagă pe toți. Vrea să ne bage la câte o cameră. Eu cu Crizatul iau foc, ne bagă pe amândoi la 45, pe Costeluș la 46, pe Biță la 38. Când am ajuns la mărgine, tot ce se exista, ce se să moară la familia ta și la tău, să moară copilul meu, tot ce se exista, periculoși. Era crețul ăla meu acolo, care îl crescuse.
copilul la rău care a tăiat directorii, care a tăiat mascați. Știa tot mărginea. Dacă vezi copil rău, să moară pata mea dacă îl nebunești. L-a crescut și Uțu de la Arad. Auzi-l pe unul ce-mi zice, scuză-mă că te întrerup tu, țarpata ta, de ce râzi, bă, Gogule, dacă omul era mare în buci? A, să moară fimea dacă nu avea niște buci atunci de nebunei. L-am făcut mare, băga mea, și la rasa lui să-mi bag. A venit, uite așa, și făcutem de 4-6 în braț. O spus că bate ăștia, nu știu, la telefon, auzi cum rupe ușile, să moară fata. Închide și... Hai.